Bună seara, fetelor! Ana, ce este mai greu, să fii prezentator la un eveniment de genul acesta sau să prezinți emisiunea Viva Veselia? După părerea mea, este mai greu să fiu prezentator la un moment, la un spectacol ca acesta, deoarece aici sunt mai mulți copii care, mă rog, se mai îmbulzez, dar nu este important lucrul ăsta, important este că toată lumea se distrează. Oana, pentru tine cum a fost să prezinți acest eveniment? A fost foarte frumos, l-am așteptat de mult timp, aștept acest spectacol. A fost foarte frumos, copiii s-au distrat, au fost multe premii, noi ne-am simțit foarte bine. Ce înseamnă Halloween-ul pentru voi două? Nu știu, este atunci când mă costumez. Pentru mine Halloween-ul nu reprezintă neapărat o sărbătoare, ci mai mult ziua în care mă mai întâlnesc cu colegi de-ai mei sau vin la spectacole și mă costumez. Bătaia inimii, de oriunde te-ai făcut.